Ca și un semn de respect, dacă cei din sală care au cântat au dorit asta să-mi prezinte, eu am ascultat ce mi-au cântat. Este un steag pe care am trecut două date. Cele două date istorice, domnule președinte, data în care ați fost ales președintele României și data de astăzi. Și am trecut deopotrivă procentele pe care le-ați susținut în județul Harghita și în județul Covasna. Doresc să vă îmbinez acest rapel cu voia noastră în semnul pecetluirii parteneriatului dintre noi, oamenii aleși din Ținutul Secuiesc și dumneavoastră, președintele României, Klaus Werner Iohannis. Domnilor, domnilor, suntem la momentul schimbului de drapele. Absolut fair play sportiv din partea domnului președinte Klaus Werner Iohannis.